Mi s-a transmis să fac o parte a doua legată de videoclipul cu prințesa de cupe răsturnată. Ghizii sugerau că te-ar ajuta să restabilești echilibrul între tine și această persoană din viața ta, care este în felul acesta. Mi-au spus că mulți se întreabă legat de partea în care mesajul de la ghizi era că ceva ce ați făcut voi a dus la răsturnarea prințesei de cupe din viața voastră. Și mulți vă întrebați, dar ce am făcut eu de a dus la această răsturnare, a transformarea prințesei de cupe? Și atunci mi-au spus că să fac acest videoclip în care să răspundă, vor să vă răspundă celor care vă întrebați, dar ce am făcut eu, de ce e din vina mea? Vrem să aflăm de ce sau ce a făcut persoana care se uită acum și se întreabă că nu înțelege de ce au transmis ghizii că persoana aceea caldă, bună, blândă, frumoasă, care îi dă siguranță în viață, s-a răsturnat din cauza a ceva ce a făcut persoana pentru care punem întrebare. Și persoana aceasta vrea să știe de ce, ce a făcut. De ce din cauza lui sau a ei. Acum vreau să tai tu cărțile. Spune-mi unde să tai. Ia să vedem. Aici, mai la bază, mi s-a transmis. Ok. Și ghizii au spus iarăși să le întorc pe amândouă, așa, și acestea sunt răspunsurile, două cărți. Una e îmbrăcată, deci pot să o arăt, e în picioare, pentru voi răsturnată acum, așa, și a doua e îmbrăcată și ea, da, și este răsturnată, da, de fapt pentru voi invers. Așa. Așa au venit cărțile. Acesta este The High Priest, Marele Preot, și Queen of Cups era răsturnat. Răspunsul este că ai făcut din îndârjire și încăpățânare soarele tău. Îndârjirea și încăpățânarea le-ai lăsat să fie ce te călăuzește pe tine. Ce te-a călăuzit pe tine. Sau te călăuzește. Este vorba de o îndârjire, o încăpățânare legată de lucruri războinice, aducătoare de încleștare. În niciun caz aducătoare de o stare de bine relaxată, ci de o stare de încleștare, de încordare și de tensiune supărată așa, îndârjită. Acestea erau lucrurile pentru care cu îndârjire și încăpățânare ai ținut de ele și ții de ele. Dar mai puțin ții acum, mi se transmite că acum mai puțin ții de ele, dar în trecut ai ținut de ele cu această energie, aveai această energie. Care, mi se spune zâmbind, ei zâmbesc, a speriat-o pe sărmana prințesă de, da, uite cum arată ea, acea persoană. Nu-i neapărat să fie feminină, poate să fie și masculină. Dar pentru majoritatea dintre voi mi se transmite că e feminină. Dar uite cum e ea și cum erai tu. Acum nu mai ești chiar așa, mi se transmite, dar mi s-a transmis ca un fel de metric, așa. Cam acum e până pe aici. Deci era e plin, e probeta, da? Plină cu așa.
Și acum ești așa mai pe la jumate. Nu neapărat doar față de ea. În general, erai așa. Și ești, dar mai puțin acum. Felul ăsta al tău, așa, uite cum, da? Uită-te și aici. Și aici. Da? Încleștarea. Aici. Totul este încleștare, îndârjire, e cu forță. Eu vreau așa. Și așa o să fie. Și săraca. Ia uite-o pe ea. Ea e... Poftim. Asta e un lucru, ce ai făcut. Dacă te întrebai ce ai făcut. Iar al doilea lucru este, mi se spune că această carte au vrut două, pentru că au vrut să-ți arate ce a dus la răsturnarea prințesei și ce poate repara situația. Ți se transmite să o răstorni pe regina de cupe. Așa cum prințesa de cupe reprezenta un anume fel de personalitate, de energie prezentă în viața ta, așa și regina aceasta de cupe reprezintă o anume energie, un anume tip de energie din viața ta, a unei persoane. Și tu acum, când te uiți la această carte, mi se transmite că știi, te-ai dus cu gândul la o persoană și că aceea este persoana. O persoană care îți dă această senzație asemănătoare cu ce se vede aici. Este o persoană tulburătoare, care te tulbură, care se bagă, dar tiptil, așa, nu cu forța, dar e mereu acolo cu vârful piciorului băgat în gândurile tale, în apele tale liniștite pe care le întunecă. Este o persoană misterioasă, o persoană destul de întunecoasă, așa. Nu este neapărat o persoană cu intenții negative, intenții rele legate de tine sau de oricine din viața ei, dar este o persoană care este foarte afectată negativ interior de ceea ce i s-a întâmplat pe parcursul vieții. E foarte negativ afectată. Interior a transformat-o nu în bine. Au transformat-o nu în bine lucrurile care i s-au întâmplat de-a lungul vieții și exterior acestea o îmbătrânesc. Ea pare a fi exterior mai bătrână, mă rog, mai în vârstă decât este. Chiar poate este tânără, dar arată mai în vârstă decât vârsta ei. Este o persoană căreia îi place să acționeze, cum se spune, la lumina lunii, adică în întuneric, pe ascuns. Întuneric referindu-se pe ascuns. În ascuns. Îi place să se ferească, să lucreze pe ascuns în diferite aspecte ale vieții sale. Nu cu intenții negative, ci mai mult din dorința de a se proteja. Se protejează de ceva, pentru că a suferit mult și mi se transmite că că ți-am descris până la ultimul detaliu, cel mai mic detaliu, o persoană pe care o cunoști și este destul de importantă în viața ta și care, într-adevăr, are un anumit rol, pentru fiecare dintre voi are alt rol. Rolul nu contează, dar are un rol important în viața voastră, a fiecăruia.
fie creier, între persoanele care se uită la această imagine, la acest videoclip acum. Ți se transmite să o răstori, adică să te îndepărtezi, să faci tot ce poți pentru a te detașa, pentru a schimba, a îndepărta relația cu această energie din viața ta. Este o energie care te face să fii tot mai mult și tot mai mult așa. Mi se transmite și că te-ai îndepărtat un pic de... Și cumva faptul că ți-a scăzut, a căzut bara, era sus aici și a, cât de încleștat erai și de așa. Și a scăzut și a ajuns cam până aici, mi-au arătat ei. Este pentru că deja te-ai îndepărtat. Ai început să te detașezi un pic de această persoană, dar ea încă este acolo și te influențează, încă îi permiți să îți influențeze câmpul. Și acestea sunt alegerile tale. Nimeni și nimic nu-ți poate, asta e ce spun ghizii acum, îmi transmit să îți spun, nimeni și nimic nu-ți poate influența câmpul dacă nu le permiți. Iar decizia îți aparține doar ție ce permiți să fie în câmpul tău. În câmpul vieții tale, în plan fizic, în plan energetic, în plan mental, în plan emoțional, în plan eteric, în toate planurile. Dragii mei, eu vă doresc din tot sufletul numai bine tuturor!